Fericitul Constantin Szilard este originar din Banat, a activat la Oradea și s-a stins din viață în închisoarea de la Aiud, în anul 1953, la doar 42 de ani. 60 de episcopi, sute de clerici și mii de credincioși au venit la Oradea din toate colțurile lumii pentru a participa la ceremonia de beatificare a episcopului martir. Beatificarea este pentru Biserica Romano-Catolică o etapă intermediară în procesul de sanctificare. Prin beatificare, cel care până atunci purta titlul de slujitorul lui Dumnezeu primește apelativul de fericit și este ridicat la cinstea altarelor. Ceremonia de beatificare a fost condusă de cardinalul Peter Erdő, arhiepiscop de Esztergom și primas de Ungaria și a cuprins câteva elemente specifice. La ceremonia de la Oradea a participat de la Timișoara o delegație condusă de episcopul Martin Ross. Thank you.
Bitte schön,